Salutare și bine v-am găsit la o nouă lecție. Vom discuta despre descompunerea în factori și anume gruparea termenilor. Haideți să vedem cum putem descompune în factori următoarele expresii. Avem următoarea expresie x la 2 plus 3x plus 2 și cum o vom putea descompune folosind gruparea termenilor. Termenul din mijloc va trebui să-l descompunem în doi termeni, care adunați să ne dea 3, iar înmulțiți să ne dea plus 2. Deci noi trebuie să ținem cont și de ultimul termen. Haideți să vedem. 2 îl vom putea scrie, deci 2 termeni înmulțiți ar fi 1 ori 2, singurii de altfel. Iar pe 3, acești doi termeni, adică 1 și 2, adunați va trebui să ne dea termenul din mijloc, adică în cazul nostru 3, și vom scrie 1 plus 2. Sunt curioasă dacă știi. Două numere înmulțite să ne dea minus 52 și aceleași numere adunate sau scăzute să ne dea minus 9. Lasă-mi un comentariu cu răspunsul tău. Deci atunci pe 3x îl vom descompune în x plus 2x. Da? Pentru că noi avem 3 și am zis că 3x îl descompunem în x plus 2x. Și acum, haideți să vedem cum descompunem expresia x la a doua plus. În loc de acest 3x, vom scrie cei doi termeni, x plus 2x, și continuăm cu ultimul termen pe care îl vom scrie la fel, adică plus 2. Și acum vom grupa primii doi termeni și ultimii doi termeni și vom da factor comun. Din primii doi termeni, observăm că avem x plus x. Factor comun îl vom putea da pe x și vom avea x pe lângă. Pe x la a doua, dacă îl împărțim la x, ne rămâne x plus x împărțit la x, ne va rămâne 1. Și acum continuăm cu următorii doi termeni, plus 2x plus 2. Ce observăm comun? Îl observăm pe 2 și îl dăm pe 2 factor comun, 2 pe lângă x plus 1. Iar acum observăm că avem o paranteză comună, x plus 1, și o vom da factor comun. Și vom avea x plus 1 pe lângă ce ne mai rămâne x și acest plus 2. Și vom scrie în paranteză x plus 2. Și expresia inițială x plus 3x plus 2 am descompus-o în x plus 1 pe lângă x plus 2. Însă, înainte de a merge mai departe, lasă un like, abonează-te și apasă clopoțelul pentru a nu pierde nicio lecție nouă. X la a doua plus 5x plus 4. Haideți din nou să vedem termenul din mijloc, cum îl vom putea descompune în doi termeni, astfel încât ei înmulțiți să ne dea plus 4. Păi luăm pe 4, prima dată este plus 4, deci totul va fi cu plus. Doi termeni înmulțiți să ne dea 4 și adunați să ne dea 5. Deci vom scrie 4, se compune din 1 ori 4, iar acum 5 îl obținem din 1 plus 4. Și atunci termenul din mijloc 5x îl vom descompune în x plus 4x. Iar expresia va fi x la a doua plus x plus 4x plus 4. Deci observăm că în loc de termenul din mijloc 5x, noi am pus x plus 4x. Și acum vom grupa primii doi factori și ultimii doi factori. Din primii doi îl dăm pe x factor comun și vom avea x plus 1 și plus. Din următorii doi termeni îl dăm pe 4 factor comun, 4 pe lângă x plus 1. Observăm paranteza comună, x plus 1 pe lângă ce ne mai rămâne x și plus 4. Și așa am descompus expresia în factori. Următorul exemplu, x la a doua minus 5x plus 6. Observăm aici că termenul din mijloc are minus, iar ultimul termen are plus 6. Haideți să-l scriem, avem plus 6 și termenul din mijloc este minus 5. Două numere mulțite să ne dea plus 6 și adunate sau scăzute să ne dea minus 5. Și aceste numere sunt minus 2 ori minus 3. Minus 2 ori minus 3 ne dă plus 6, pentru că minus cu minus la mulțire este plus. Și dacă vom scrie minus 2 minus 3, vom obține minus 5.
Și atunci este evident că termenul din mijloc îl vom descompune în minus 2x minus 3x. Și expresia noastră va arăta x la a doua minus 2x minus 3x și plus 6. Din nou, grupăm după aceeași regulă primii doi termeni și următorii doi termeni. Și vom obține x pe lângă x minus 2, deci am dat pe x factor comun, și din următorii doi termeni îl vom da pe minus 3. Deci atenție că dăm acum cu minus factor comun și obținem x și din plus 6, dacă l-am luat pe minus 3, vom obține minus 2. De ce obținem minus 2? Pentru că minus 3 ori minus 2, când facem înmulțirea, ne va da plus 6. Acum, avem paranteza comună x minus 2 pe lângă, din primul termen rămâne x și din al doilea termen va rămâne minus 3. Și expresia noastră descompusă este x minus 2 ori x minus 3. X la a doua minus 12x plus 20. Din nou aceea situație, deci va trebui să găsim două numere mulțite să ne dea plus 20 și două numere adunate sau scăzute să ne dea minus 12. Două numere mulțite să ne dea 20 sunt 2 ori 10. Mai sunt posibilități 4 ori 5 sau minus 4 ori minus 5, dar adunate sau scăzute nu obține minus 12. Deci vom avea minus 2 ori minus 10. Pentru că mulțite ne dau minus 20, iar aceste numere, minus 2, minus 10, ne dau minus 12. Deci termenul din mijloc îl vom scrie minus 2x minus 10. Și atunci vom avea x la a doua, deci în loc de minus 12x vom scrie minus 2x minus 10x și continuăm cu plus 20. Iar expresia noastră, acum grupăm primii doi factori și următorii doi factori. Din primii doi îl dăm pe x factor comun și obținem x minus 2, iar din următorii doi observăm că îl putem da pe minus 10 factor comun și obținem din nou x minus 2. Deci obținem o paranteză comună pe care o dăm factor comun și vom avea x minus 2 pe lângă ce ne mai rămâne x minus 10. X la a doua plus 4x minus 45. Acum observăm că avem minusul. Haideți să scriem două numere mulțite care ne dau minus 45, iar adunate sau scăzute ne dau 4. 9 ori 5 ne dă minus 45. Da? Și aici noi va trebui să obținem cu plus. Și atunci, haideți să scriem prima dată fără semne. 5 ori 9. Ca să ne dea minus 45, unul din ele va trebui să aibă minus. Iar apoi, ca să ne dea plus 4, termenul mai mic va trebui să aibă minus. Deci, în cazul nostru, vom avea minus 5 ori plus 9. Pentru că minus 5 plus 9 ne va da plus 4. Deci, pe 4x îl vom descompune în minus 5x plus 9x. Și vom avea x la a doua minus 5x plus 9x minus 45. Grupăm din nou primii doi, următorii doi termeni. Din primii doi îl dăm pe x factor comun și vom obține x minus 5, iar din următorii doi îl vom da factor comun pe plus 9 și obținem din nou x minus 5, pentru că 9 ori minus 5 ne va da acest minus 45. Paranteza comună este x minus 5 ori x plus 9. Deci expresia noastră s-a descompus în x minus 5 pe lângă x plus 9. Următorul exemplu. Deci două numere mulțite să ne dea minus 14 și două numere scăzute sau adunate să ne dea 13. Deci ca să obținem 14 avem două posibilități, 2 ori 7 sau 1 ori 14. Ca să-l obținem și pe 13, evident că vom lucra cu 1 și cu 14 și vom pune prima dată așa, fără semne, 1 ori 14. Să ne dea minus 14, unul din ele trebuie să aibă minus și ca să ne dea plus 13, cel mai mare termen va trebui să aibă plus, iar cel mai mic minus. În cazul nostru,
Vom pune minus 1 ori plus 14. Pentru că dacă vom face minus 1 plus 14, vom obține 13. Și atunci termenul din mijloc îl vom descompune în minus x plus 14x. Și vom avea x la a doua minus x plus 14x și minus 14. Din nou, vom grupa primii doi termeni și următorii doi termeni. Și vom avea x pe lângă x minus 1 și plus 14 pe lângă x minus 1. X minus 1 va fi factor comun pe lângă x plus 14. În următoarea descompunere observăm că avem minus și la termenul din mijloc și la ultimul termen. Deci două numere înmulțite să ne dea minus 27 și adunate sau scăzute va trebui să ne dea minus 6. 9 ori 3. Haideți să vedem cum pune semnele. Deci voi scrie 3 ori 9. Ca să ne dea minus 27, va trebui ca unul să aibă minus. Și ca să ne dea minus 6, înseamnă că la termenul cel mai mare îi vom pune minus și la termenul mai mic îi vom pune plus. Pentru că 3 minus 9, adică plus 3 minus 9, ne va da minus 6. Și atunci termenul din mijloc îl vom scrie plus 3x minus 9. Și vom avea x la a doua plus 3x minus 9x minus 27. Grupăm primii doi, următorii doi. Și obținem x pe lângă x plus 3. Și aici avem minus 9x minus 27. Îl vom da pe minus 9 factor comun și vom obține x plus 3. Da? Pentru că dacă vom înmulți minus 9 plus 3, vom obține minus 27. Paranteza comună este x plus 3 pe lângă termenii rămași x minus 9. X la a doua minus 4x minus 21. Din nou aceeași situație. Deci două numere înmulțite să ne dea minus 21, deci avem minus minus, și două numere să ne dea minus 4 adunate. Și atunci minus 21 îl vom obține cu 3 ori 21, de fapt îl obținem cu 3 ori 7. Și acum la semne, ca să ne dea minus 4 adunate sau scăzute, vom pune semnul minus celui mai mare termen, adică minus 7, deci vom avea plus 3 ori minus 7, obținem minus 21. Și 3 minus 7 vom obține minus 4. Și termenul din mijloc îl vom scrie ca plus 3x minus 7x. Deci x la a doua plus 3x minus 7x minus 21. Grupăm primii doi termeni și următorii doi termeni. Din primii doi x factor comun, x plus 3 ne mai rămâne și minus 7 pe lângă x plus 3. Paranteza comună o dăm factor comun și obținem x plus 3 pe lângă x minus 7. Deci cei doi termeni rămași după ce l-am dat pe x plus 3 factor comun. X la a doua plus 2x minus 3. Haideți să-l vedem pe minus 3, două numere mulțite să ne dea minus 3 și două numere adunate să ne dea plus 2. 1 ori 3. Haideți să scriem prima dată așa, 1 ori 3, ca să ne dea plus 2, va trebui ca cel mai mic de data aceasta să-l aibă pe minus, iar cel mai mare termen pe plus. Și vom scrie minus 1 plus 3 și obținem plus 2. Și atunci termenul din mijloc îl vom descompune în minus x plus 3x. Și vom avea x la a doua minus x plus 3x minus 3. Grupăm primii doi termeni și următorii doi termeni. X pe lângă x minus 1 și plus 3 pe lângă x minus 1. Îl dăm pe x minus 1 factor comun și vom obține x plus 3 pe lângă x plus 3.
Dar dacă noi scriam, de exemplu, la această descompunere, scriam x la a doua plus 2x minus 3, putem să scriem și invers, x la a doua, deci cei doi termeni descompuși, plus 3x minus x și minus 3. Tot așa grupăm primii 2 și următorii 2. Deci am scris, nu am scris minus x plus 3x, am scris 3x minus x, care este același lucru. Din primii 2 îl dăm pe x factor comun și avem x plus 3 și din următorii 2 termeni îl vom da doar pe minus factor comun. Și dacă îl dăm pe minus factor comun, observăm că în paranteză ne rămâne x plus 3. Deci am dat doar semnul minus factor comun. Și în final vom obține x plus 3, care e factor comun, și aici ce ne mai rămâne x și minus 1, dacă nu avem niciun număr în față. Deci punem semnul și minus 1. Deci așa putem proceda la oricare expresie pe care noi am descompus-o. Și aici noi puteam scrie x la a doua, deci am scris plus 3x minus 7x. Puteam scrie x la a doua minus 7x plus 3x și minus 21. Din nou, grupăm primii 2, x pe lângă x minus 7 plus 3 pe lângă x minus 7 și observăm că obținem același lucru, x minus 7 pe lângă x plus 3. Haideți să vedem acum expresiile de genul. Avem 4 termeni, x la a treia plus x la a doua minus x minus 1. Din nou, vom grupa 2 câte 2, adică primii 2 termeni și următorii 2 termeni, ultimii 2 termeni. Din primii 2, observăm că avem x la a treia plus x la a doua. Îl vom da pe x la a doua factor comun, deci x-ul la puterea cea mai mică dintre cei 2 x, și dacă împărțim x la a treia împărțit la x la a doua, ne mai rămâne un x și plus, și acum îl împărțim pe x la a doua la x la a doua și ne rămâne 1. Din ultimii 2 termeni, avem minus x minus 1. Aici va trebui să dăm un minus factor comun, pentru că altceva nu avem ce să dăm factor comun, și obținem minus și în paranteză vom pune cei doi termeni, adică x plus 1, deci cu semn schimbat. Acum observăm că am obținut o paranteză comună, x plus 1, și ce ne mai rămâne? Ne mai rămâne pe lângă x la a doua și acest minus 1. Dar de aici, noi vom mai putea descompune această paranteză, x la a doua minus 1. Ne reamintim formula de calcul prescurtat, a la a doua minus b la a doua, care îl putem descompune în a minus b pe lângă a plus b. Și vom avea x plus 1, deci prima paranteză rămâne la fel, iar a doua paranteză vom putea descompune în x plus 1, pe lângă x minus 1. Și observăm că avem două paranteze la fel, x plus 1 ori x plus 1. Și atunci vom putea scrie x plus 1 totul la a doua pe lângă x minus 1. Iar acesta este rezultatul descompunerii expresiei. X la 6 minus x la 4 minus 81x la 2 plus 81. Din nou, luăm primii doi factori și îl dăm factor comun pe x la a patra, deci x-ul la puterea cea mai mică. X la a șasea, deci atenție, dacă împărțim x la a șasea la x la a patra, deci este împărțire, înseamnă că puterile se scad, obținem x la a doua, ca să știm de unde obținem toți termenii. X la a doua minus și din x la a patra, dacă luăm pe x la a patra, adică asta înseamnă x la a patra împărțit la x la a patra, înseamnă x la puterea 4 minus 4, înseamnă x la puterea 0, și atunci înseamnă 1. Deci x la 4 împărțit la x la 4 ne rămâne 1, minus 1. Și acum mergem la ultimii doi termeni. Ce observăm comun? Observăm pe 81. Și atunci îl dăm pe minus 81 factor comun și din primul termen ne mai rămâne x la a doua și din plus 81 la luat pe minus 81 ne mai rămâne minus 1. Haideți să vedem. Observăm că am obținut paranteza comună și avem x la a doua minus 1 ori următoarea paranteză x la a patra minus 81. Și aici observăm că și prima paranteză și a doua paranteză o putem descompune după formula a la a doua minus b la a doua. Prima paranteză o descompunem în x minus 1 pe lângă x plus 1, iar cea de a doua paranteză va fi x la a doua minus 9
pe lângă x la a doua plus 9. Și se mai poate face încă o descompunere a acestei paranteze și obținem x minus 1 pe lângă x plus 1, x la a doua minus 9, o descompunem în x minus 3 pe lângă x plus 3 și x la a doua plus 9 rămâne la fel. Deci aceasta este descompunerea. 4x la a treia minus 20x la a doua minus 9x plus 45. Primii doi termeni. Observăm că avem 4, x la a treia minus 20, x la a doua. Prima dată ne uităm între 4 și 20 ce putem da factor comun, adică pe 4. X la a treia și x la a doua pe x la puterea cea mai mică. Deci obținem 4x la a doua pe lângă. Ne mai rămâne un x și din minus 20x la a doua ne va mai rămâne minus 5. Iar acum, următorii doi termeni, minus 9x plus 45, îl dăm pe factor comun pe minus 9 și ne mai rămâne x minus 5. Din nou observăm paranteza comună pe care o dăm factor comun și obținem x minus 5 pe lângă 4x la a doua minus 9. Și mai putem descompune 4x la a doua minus 9. Deci în final vom obține x minus 5 pe lângă 2x minus 3 pe lângă 2x plus 3. Deci aceasta este descompunerea acestei paranteze. Deci din nou ne-am folosit de formula a la a doua minus b la a doua, care este a minus b pe lângă a plus b.